Alex, eu sunt Antidot, iar astăzi suntem din nou în GTA 5. Iar astăzi avem un episod special de hide and seek, dar cu Lucky Blocuri. Da, avem ediție specială cu Lucky Blocuri aici pe GTA 5 și desigur alături de mine este și fratele meu mai mic, care salutare! Ne va ajuta la acest hide and seek, la această vați ascunsea cu Lucky Blocuri. Da, ați auzit bine, așa că nu uitați voi de la începutul acestui episod să spargeți butonul acela de like, hai să vedem câte like-uri strângem la acest episod. Poate o să mai facem niște episoade cu ediția Lucky Block, pentru că astăzi Lucky Blockurile vor decide ce mașini să ne dea ca să le ascundem pentru hide and seek. Da, ați auzit bine. Practic aceste Lucky Blockuri ne vor da la fiecare câte 3 mașini și desigur noi aceste mașini va trebui să le ascundem unul de celălalt. Mie o să-mi dea desigur niște mașini, iar fratele meu trebuie după să le găsească, iar fratele meu o să îi pice și lui niște mașini din Lucky Blockuri și desigur el va trebui să le ascundă de mine. Vom avea în jur de probabil 5 minute să le ascundem. Eu zic că este un destul de mult timp, nu? Da, așa cred. Da. Și desigur după aia o să avem în jur de 10 minute să le găsim pe ale lui celălalt, da? Adică trebuie să le găsim mașinile inamicului ca să câștigăm. Iar desigur cel care găsește mai multe mașini de la celălalt, ei bine, va câștiga. Da, ați auzit bine. Așa că nu uitați voi să dați acolo pe butonul de like ca să îmi dați cât mai mult noroc aici, să vedem dacă câștigăm acest challenge. Și desigur, vin aici Lucas, o să începem de la primele Lucky Blockuri, adică din partea asta. Și desigur, hai să vedem, activăm meniul de Lucky Block, iar acum Enter. Ok, mie mi-a dat mașina asta? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Bă, la fratele meu i-a dat opresor, bă băiatule. No! Nu mai zic nimic. Bro, cu ăsta poate să zboare, bro, poate să-l ascundă oriunde. Ok, bro, deci aparent cred că n-ați dat like. Am voie să mă duc cu clădire. Da, poți să te duci oriunde, pentru că n-a zbori cu el, n-am ce zice. Și din câte puteți observa. Clădire. Da, și pe clădire, pentru că, na, aparent cam asta este ideea. Însă, din câte puteți observa, băieți, noi ne aflăm la baza militară, aici la Fort Zacundo Airbase și desigur în toată baza aceasta militară vom juca hide and seek și putem ascunde mașinile peste tot, absolut oriunde în această bază militară. Bă, eu pe unde pot să ies pe aici? Că nu-mi dau seama. Oare pe acolo? Asta e așa, pentru că o să fie un pic cam dificil, pentru că nu-mi dau seama unde să ascund mașina. Fratele meu deja s-a dus, zboară, știi, adică e foarte ușor. Uite, o luăm pe aici, distrugem bara asta și hai să vedem unde ascundem mașinile. O să fie un pic cam dificil, având în vedere că fratele meu i-a picat deja opresor, el poate să-l ascundă oriunde și pe un acoperiș. Mamă, dar uite câte avioane pe aici. Oh my god, bro, what? Ok, ia să vedem ce-i asta. Deja m-a ascundat. Ai ascuns deja? Nu pot să cred așa ceva. Ia să vedem unde ascundem noi. Aș ascunde aici, lângă asta, dar no, nu e ascunzătoare bună. E nasol că mașinile noastre sunt albastre. Nu, cred că o să facem în același timp. O să o ascund eu pe a mea, după care o să facem cu fiecare, o să ne uităm ce mașini ne pică, știi, ca să ne dăm seama care sunt mașinile tale, care sunt mașinile mele și tot așa. Ia să vedem unde ascundem noi, băieți. Deci mie mi se pare că nu prea găsim nicio locație bunicică. O să ne ducem și în partea asta. Ia să vedem, mă gândeam pe aici să mă duc așa în sus, dar nu, n-avem loc. Uite, cred că o să mă duc exact aici, ia să vedem. Uite, acolo m-aș duce înăuntru, da, nu cred că se gândește nimeni, da, uite aici, ceva de genul, o să ascundem mașina, uite pe aici, dar m-aș gândi, da, mă gândesc o pân ceva de genul, sau aici, da, hai că o las pe asta aici și desigur vom trece la vehiculele următoare, să vedem ce ne dă ca și a doua mașină, da? În momentul de față am revenit aici la Lucky Blocker, iar acum trecem la Lucky Blockul cu numărul 2. Da, ați auzit bine. Hai să vedem ce ne dă și din acesta. Deci avem aici, desigur, Lucky Blockul. Apăsăm. Bă, destul de decent. Și la fratele meu i-a dat un Ferrari. Nu pot să cred așa ceva. Deci la fratele meu i-a dat un Ferrari, bro. Mamă, bă, sincer, dintre astea două, aș alege mașina mea. Știți de ce? Pentru că e mașină din asta cu roțile foarte mari. Deci uitați-vă aici cât de tare e. Și desigur, trebuie să ne uităm ce ne dă și la ultimul. Dar hai să ascundem acum, măcar acum este egalitate, chit că mașina fratele meu este mai micuță și na, o ascunzi mai ușor, vă dați seama, dar avem acum amândoi mașini normale. Nu mai are frate
fratele meu motor care zboară, da, înțelegeți? Bun, hai să vedem unde ne putem duce. Este așa, o să încercăm asta o schemă. Asta e pentru drifting? Da, Ferrariul ăla e pentru drifting. Nu cred că ne-a văzut fratele meu, ceea ce este bine. O să venim pe partea asta. Cred că aici aș lăsa mașina, dar nu sunt sigur. Nu știu dacă se gândește, dar hai că ne ducem un pic mai încolo. Mamă, cât rapid e mașina asta. Ceva de genul. Da, nu cred că se gândește nimeni, așa că o să las mașina asta aici și desigur vom trece și la ultima mașină. Da, ați auzit bine, o să mergem la ultima mașină pentru că avem 3 de ascuns. Iar acum o să trecem desigur și la ultimul Lucky Block, pentru că acum trebuie să vedem care este vehiculul sau mașina finală, pentru că trebuie să vedem ce ne dă. Deci, activăm aici menimul de Lucky Block și în 3, 2, 1, pam! Da! Nu știu dacă este bine, dar aparent ne-a dat un BMW i8, dar yeah. Uita, nu pot să cred, i-a dat Mercedes, bro. Bro, i-a dat mare Mercedes. Ăsta e cel mai tare Mercedes tunat. Bro, nu pot să cred așa ceva. Cred că mașina asta e de drift. Eu cred că mașina asta e de drift, așa pare. Și uitați-vă, deci este un Mercedes AMG, dar nu știu ce model e. Pare să fie... Are și motor aici deschis. Da, are aici capătă din asta transparentă, bro, deci uitați-vă aici, bro, nu mai zic nimic. Deci uitați-vă ce merțan șmecher i-a dat. Brabus, bro, bă, mă lași. Dar în fine, mi-a dat și mie o mașină destul de ok, adică mi-a dat un BMW. E, da. Da, e clar, e rapidă, dar aia e de drifting, dacă nu mă înșel. Bun, și uitați-vă ce roți are, pentru că e tunată, nu știu ce roți sunt astea, slebări, cred că se numesc. Bun, iar în momentul de față o să trebuiască să ascundem și ultimele mașini. Asta o să fie cel mai greu de ascuns, pentru că are chestiile astea la jante, așa, și un pic cam greu. Dar în fine, o să vedem acum unde ne ducem. Greu să întorc, asta mașina aia? Da, știu, e de drifting mașina aia, dar mi-am dat seama pentru că se vede la cum e tunată. Bun, iar în momentul de față, ia să vedem unde putem să ascundem și noi ultimele mașini, adică eu personal trebuie să o ascund pe a mea, dar na, nu știu exact unde să o ducem. Pe aici mi se pare mie, aici mi se pare o locație destul de bunicică, vedeți? Asta de aici, dar nu știu dacă să o dau la risc chiar atât de, na, nu știu, e un pic cam dificil dacă o punem aici. Nu, mamă, aici nu prea-mi place. Mai am eu niște idei, dar nu știu dacă este bună ideea. Acolo nu, nici aici. Mă gândeam că e ceva aici, bă, dar nu prea e, vedeți? Da, pe aici nu e nimic unde să o punem. Ai ascuns deja? Ok, aparent la mine e un pic mai dificil pentru că nu știu încă unde, dar cred că o să-mi dau seama imediat. Deci mi se pare că pe aici, pe partea asta, aș putea eu să fac o schemă. Uite, da, nu, acolo e la vedere. Aici, aici ar merge. Și ce zic? Ar merge aici. Chit că se vede, dacă o las așa, ar putea să treacă pe lângă ea, da? Na, nu știu. O să mai așteptăm un pic să vedem dacă mai găsim ceva. Eu să vedem aici, nu. Uite și acolo era tare, dacă nu era chestia aia pusă, dar na, n-avem ce face, pentru că obiectul ăla este acolo. Aici, nu știu dacă se gândește cineva. Am putea să o lăsăm așa? Nu prea, nu. Nu prea aș lăsa-o aici. Mamă, am crezut că explodează ceva, dar nu știu ce era chestia aia pe acolo. Cred că era din ăla să stingi focul. Stingător de așa, de incendii. Bun, ia să vedem. Bă, cred că am o idee. Da, cred că am o idee. Cred că o să mergem exact aici. Ia să vedem, facem o schemă. Adică facem și noi, să vedem la noroc ceva de genul. Da, uite, o să punem exact aici. Cred că nu se așteaptă nimeni să fie exact aici, nu știu. Mie mi se pare, am unde să o pun eu mai bine de atât. Nu, asta nu se deschide aici, nu? Bă, dacă s-ar deschide chestia asta care nu știu ce e acolo, ar fi destul de tare. Dar o las acolo pentru că mi se pare mai interesant așa. Ok, eu zic că e destul de bine, iar acum hai să vedem, pentru că o să plecăm în căutare de mașini. Iar în momentul de față am terminat de ascuns mașinile din Lucky Block-uri și desigur vom trece la găsit. Da, practic aici avem câte 3 motociclete de fiecare. Eu am 3 motociclete albastre, iar fratele meu are 3 motociclete roșii și va trebui să găsească mașinile mele albastre. Iar eu cu motoarele mele albastre trebuie să caut mașinile lui roșii, nu? Are logică, nu? Da, cred că are logică. Așa că hai să vedem și nu uita să scrieți în secțiunea de comentarii acum cine credeți că va găsi mai multe mașini de dinainte, să vedeți. Deci, hai să vedem, avem în jur de 10 minute să căutăm și desigur vom putea să pornim deja, dar e un pic cam dificil pentru că fratele meu are motocicleta aia pe care a ascuns-o, cred că departe rău de tot, însă, hai să vedem, căutăm peste tot. Departe, dar e foarte sus.
Nu e departe de foarte sus. Da, e cam aceeași chestie, pentru că nu știu cum ajungem noi pe acolo. Am văzut niște scări din astea, dar e cam greu. În fine, hai să vedem dacă găsim ceva în momentul de față. Deci noi căutăm acum niște mașini roșii, căutăm și o motocicletă, dar nu-mi fac speranțe pentru motocicleta aia, că e destul de greu. Aici nimica. Da, bă, destul de greuț acum, deci avem de căutat peste tot. Pe aici nu văd absolut nimica, tufișuri. Aici sunt niște mașini din astea de pompieri. Aoleu, pe aici n-ai cum să intri. Ia să vedem, mă uitam aici, știți ce zic, pe străduța asta, dar nicio șansă. Ia să sărim noi un pic pe aici. Nu, pe aici nu văd nimica, dar o să ne uităm și pe aici pe margine, pentru că există șansa ca el să fie ascuns pe aici. Nu văd nimica, dar nu cred că s-a dus el pe marginea asta. Ia să vedem, ne uităm. Nimica pe aici, dar mă uit doar așa, ca și idee. Bun, hai să vedem, ne ducem pe partea cealaltă, să vedem dacă găsim ceva. Uite pe aici, nu cred că putem să ieșim, dar nu contează. O să ne uităm noi peste tot, pentru că până nu găsim toate mașinile. Ai găsit? Nu pot să cred. Deja ai găsit? Pe care? Că sunt foarte curios. La mașina care e așa mare. Mașina aia mare? Nu pot să cred că ai găsit-o exact pe aia, bro. Oh my god. În fine, hai să vedem, căutăm și noi în continuare. Poate găsim și noi, pentru că nu vreau să fiu astăzi ghinionist la căutat. Am făcut un drift așa. Ai făcut drift cu mașina mea? Bun, hai să vedem dacă găsesc și eu acum. Am găsit niște mașini pe aici, dar astea nu sunt de la concursul nostru. Ce-i asta? Văd aici o mașină care seamănă cu un BMW, dar asta nu e de la noi. Pe aici o mașină, bă, nu pot să cred. Am găsit o mașină roșie, dar nu e a ta. Bă, mă lași. Deci nu pot să cred așa ceva. Exact o mașină roșie, dar care nu e a lui. Ia să ne uităm pe aici, nici pe marginea asta. Mamă, destul de greu. M-aș duce pe toată marginea asta, doar să căutăm așa, știi ce zic? Dar nu știu dacă găsim ceva. În fine, hai să mergem. Facem pur și simplu experimentul ăsta. Tot timpul caz. Cam nasolică. Hai să vedem dacă găsim pe aici ceva. Pe aici nu. Bă, destul de greu dacă mă întrebați pe mine. Dar în fine, hai să căutăm peste tot, că nu avem pe unde altundeva. Sunt foarte curios dacă pus și el o mașină pe aici. Nu, că pe aici am avut noi o mașină. Da, vedeți, aici găsim mașina mea. Dar ia mă, ce ai ascuns și tu pe aici? Nu prea văd nimic. Cam asta este problema. Mă uitam pe aici unde ar putea fi, dar mamă, nici pe acolo, prin grădinile alea pe acolo nu prea văd nimica. Da, bă, destul de greuț. Ne întoarcem din nou aici, ne cam învârtim în cerc, dar n-avem ce face. Pe aici nu găsesc nimica. Dar hai că am o idee, mă uit și pe partea asta pe aici. Uite că am văzut niște soldați din ăștia. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Să sperăm că nu pățim nimica când ne jucăm pe aici. Bun, ia să vedem. Nu, pe aici absolut nimica. Bă, mă lași. Faza e că mașina fratelui meu, aia roșie, e destul de măricică și ar trebui să o găsim, dar... da, bă, nimica pe aici. Bă, mă lași. Dar stai așa, deci aveai și tu trei mașini. Deci merțanul, motocicleta și încă ceva. Bă, dar nu văd nimic. Da, Mercedesul ăla îl știu. Și mai era motocicleta și încă ceva. Dar nu găsesc, bro, what? Nu găsesc absolut nimic. Nu poți cred că ai găsit încă una. Era ceva, hai că era ceva. Pe aici nu văd nimic. Bă, băieți, dar să nu găsim noi măcar una. Asta mi se pare mie destul de ciudat, pentru că nu găsim nici măcar una. Pe aici nu văd nimic. Bro, what do you mean? Deci efectiv nu găsesc absolut nimic pe aici. Mamă, nici aici, pe partea asta. Mamă, bă, destul de nasol pentru noi. Nu prea funcționează atât de bine astăzi. Ce mașină mai aveai tu? Deci aveai merțanul ăla și încă ceva mai... Deci mai era ceva. Și nu mai știu ce mașină era. Motocicleta ăla? Și era Ferrari. Ferrari. Ok, hai să vedem dacă găsim. Ai găsit, nu? Da. Nu pot să cred, frate, deci a găsit, mă. Bă, și eu nu găsesc nimic, băieți, deci nu găsesc nici Ferrari-ul, nici merțanul ăla. Și nu știu unde ar putea să le ascund atât de bine. Adică, bă, nu știu, v-am zis, fratele meu chiar se pricepe la ascuns mașini. Deci de când am început să facem hide and seek-uri din astea, chiar se pricepe, dar eu chiar nu-i găsesc nici măcar una, frate, mi se pare ciudat. Bă, trebuie să fie o mașină pe aici, deci pe partea asta, dacă încă nu mai o fi, una.
Da, știu că mai e încă una de-a mea, dar nu știu, bă, nu văd nimica. Bă, măcar una dacă găseam, dar nu găsesc. Deci, efectiv, în momentul de față, uite, mă duc și pe aici ca să nu ziceți. Am căutat în fiecare colț, dacă mi-amintesc bine, dar pe aici nu văd nimic. Mai mă duc în față. Oh, da, aici e! Bă, eram sigur, mă, bă, eram sigur că ascund și el una aici. Am găsit Ferrari-ul. Ferrari. Da, în sfârșit. Bun, deci mai am de căutat după aia Merțanu. Ok, deci mai am Merțanu și da, motocicleta e un pic cam dificilă, deci a fost norocul fratelui meu. Bun, hai să ducem Ferrari-ul ăsta acolo. Bă, ce alunecă Ferrari-ul ăsta, ce are, bă, ce o avea, mă, ce o avea. Ok, bun, deci am găsit prima mașină. Momentan este 2-1, că fratele meu a găsit două mașini și am găsit doar una. Dar nu este o problemă, pentru că avem șanse și noi în continuare, dacă nu găsește pe ultima. Bun, pe unde trebuie să mergem? Uite, mergem pe aici, cred că merge. Aoleu, aoleu, da, nu cred că am făcut eu bine cum am dus eu pe partea asta, dar mai încercăm. Așa. Bun, pe partea asta, ceva de genul. Bă, tu ai găsit mașina aia la altă. Ai găsit? Nu pot cred. Ai găsit, mă? Cum să zic că, da. Ai găsit BMW-ul? Da. Nu pot să cred. Unde era? Era la casa asta, cum să zic? Da, în hangar. Nu mai zic nimic, mai mă duc în căutare de altă mașină. Deci efectiv le-a găsit pe toate și eu nu pot să cred că n-am găsit altceva, bro. Da, deci le-a găsit pe toate, bă, băieți. Toate? Ia uite, uitați-vă cum vine acum cu mașina. Deci uitați-vă aici, le-a găsit pe toate trei, bro. Ia uite, a găsit și BMW-ul, a găsit-o și pe asta, care era pe acolo pe undeva. Asta era acolo după pereți și asta era în hangar. Deci eu nu pot să cred că n-am găsit nici măcar două de ale lui. Bine, motocicleta, vă zic sincer, era imposibil să o găsesc. Eu puteam să câștig doar dacă nu găsea ultima mașină. Doar așa puteam să câștig sau să fac egal cu el. Dar având în vedere că le-a dus pe toate trei, da, destul de interesant. Deci efectiv a câștigat fratele meu cu 3-1. Wow, dar având noroc mare cu motocicleta aia, că motocicleta a pus-o pe clădire și aia a fost. Bă, nu pot să cred așa ceva, bro. Dar am obiț că asta a fost tot. Și pentru Hide and Seek-ul de astăzi, nu uitați voi ca de fiecare dată să spargeți butonul și acela de like, hai strângem cât mai multe dacă mai vreți episoade cu Lucky Blocuri și desigur, până data viitoare, eu am fost Antidot, baftă!